După cele trei înfrângeri consecutive, handbalistele slătinene și-au propus să obțină o nouă victorie acasă, în fața propriilor suporteri. Având în vedere că jucăm acasă, cred că vom avea și un alt montaj psihic, deși după meciul acesta ne dorim să ne remontăm foarte, foarte bine. Noi credem că o să fie bine, o să fie o victorie. În urma celor 6 etape disputate din turul actualei ediții de campionat, CSM Slatina ocupă locul 7 în clasament, cu 6 puncte acumulate, iar adversara oltencelor din această rundă se situează pe poziția a 8-a, cu doar 3 puncte. Ambele grupări vin după înfrângere și au nevoie de puncte, iar în aceste condiții, meciul nu va fi deloc unul facil pentru echipa de la malul Oltului. E urât, pentru că din lipsa jucătoarelor s-a ajuns aici și noi sperăm să cât mai repede să ne revenim și să mai urcăm 2-3 locuri. După părerea noastră, eu zic că se poate. Partida dintre CSM Slatina și CS Timișoara se va disputa duminică 2 noiembrie cu începere de la ora 11. Partida se desfășoară în sala liceului cu program sportiv Slatina.